Bogdanu, iată, argumentele pe care le-ați prezentat dumneavoastră în fața Muzeului Țăranului Român nu l-au convins pe domnul Remus Cernea și nici pe doamna Catinca Roman. Dar iată, domnul Remus Cernea spune, domne, am venit aici să întindem niște punți, să comunicăm... Să încercăm să ne înțelegem poate mai bine unii pe ceilalți. Iată. Asta ar fi calea peste tot. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, este o organizație de voluntari care merge și face fapte în ajutorul celor în nevoie. Mergem, tăiem lemne pentru un orfelinat, pentru un azil de bătrâni, ridicăm case pentru cei care nu au, avem în grijă mai multe familii cu foarte mulți copii. Cu asta ne ocupăm, încercăm să ne zidim sufletește, adică încercăm să ne despătimim, prin adică fapte. Să ne curățăm prin fapte pentru că... Frumos. La următorul protest acesta la care ne-am uitat pe ecran... Domnul Crășdeanu, ca să fie foarte clar, dumneavoastră, organizația pe care o conduceți, aveți vreo legătură cu întreruperea filmului de către un spectator din sală? Nu aveți nicio legătură. Vedeți okay. Că sunteți greșit informați, știi? Nu, dar nimeni nu a afirmat în acest studio până acum că eu am expus faptele într-o ordine cronologică. Da, dar s-a înțeles că ceea ce facem noi nu e bine ca și cum am fi făcut-o deja. Ceea ce noi n-am făcut. Adică noi am venit în fața muzeului, am anunțat într-adevăr că o să venim, am venit în fața muzeului, am fost toți în costume naționale, au mai venit și alții pe lângă noi pentru că o stare de nemulțumire e liber să o aibă oricine. Oricine e liber să-și exprime exact. Punct de vedere. Și au mai venit și alții lângă noi, dar membrii noștri au fost cei în costume naționale pe care îi vedeți în imagine. Asta e și uniforma noastră în care, când ieșim undeva, la un eveniment. De exemplu, dacă mergem undeva la o conferință, la o slujbă, noi mergem în costume naționale. De Ziua Națională a României, când am fost la Târgu Secuiesc, 1000 de inși, așa ne ducem noi. Asta e forma noastră de exprimare în public. Ce s-a întâmplat în sala de spectacol, nici noi nu suntem de acord cu lucrul acesta, pot să-mi permit să fac o observație că un film care are un așa limbaj, adică trailerul a fost mai pe scurt prezentat aici, eu l-am văzut mai mare, trailerul e plin de un limbaj exact ca celor din sală, adică semeni vânt, culegi furtună. Cam ce s-a vorbit pe ecran la film, cam aia s-a vorbit în sală de niște oameni care noi nu suntem nici reprezentați de ei și nu suntem de acord cu acest lucru. Deci noi deci am vrut să protestăm pașnic. Incidentele din sală nu au legătură cu protestul nostru de afară. Nu, decât au fost au în fost același alte timp, persoane. Au fost niște agitatori. Deci nu de la noi din Frăția Ortodoxă. Alte persoane în sală care au întrerupt filmul. Dar în timp ce dumneavoastră doar vă exprimați acest punct de vedere... Afară. Noi am stat până la 6 și un sfert afară, ne-am soțit presa până la mașină, ne-am suit în mașină, am plecat, ne-am strâns mâna, ne-am dus și chiar am mai dat un interviu. Așadar, dumneavoastră vă delimitați de acțiunile... De întreruperea actului. Da, și noi ne-am gândit la lucrul ăsta. Asta e bine de precizat. Am precizat și la celelalte emisiuni și la interviuri, la toate interviurile am precizat, numai că nu s-a spus lucrul ăsta tocmai ca să se arunce o pată neagră. Asupra unui demers pașnic, în loc să fie încurajat, că i-a mai și certat și pe domnul cei de la televiziune. Domnul Crășteanu, sunteți în studio la noi acum și iată puteți să spuneți foarte liber acest lucru, nu vă împiedică nimeni și toți telespectatorii noștri află și într-adevăr și eu sunt surprins, la fel probabil ca și doamna Catinca Roman, ca și domnul Remus Cernea, de faptul că dumneavoastră vă delimitați de întreruperea filmului, de incidentele care au avut loc în sala de proiecție. Este foarte interesant. Dar, domnule Crășteanu,